Bine v-am găsit, o nouă ediție de Sport Arena la zi, live aici pe Metropola TV. Astăzi dezbatem partidele de departajare din play-off și play-out din Liga 1, care s-au desfășurat în weekendul care tocmai ce a trecut, cu Ionel Luțan și cu Dacian Varga. Bine ați venit, dragilor! Ce faceți? Cum v-a fost weekendul? Bună, Alice! Bine ne-am regăsit acum în play-off, după un sezon obositor și pentru noi. Iată-ne că am ajuns aici unde se împar, nu? Biletele de campioană, acolo e cel mai important. Toate privirile se îndreaptă, nu? Către titlul, Dacian. Sau cum ai spus tu data trecută, nu? Bilete la geam, cum a zis, sau Ionuț, cine stă în picioare, cine stă pe scaun. E aglomerație cred mare. Cred că da, aglomerație, asta cu cine stă la geam și cine a prins loc în picioare. Cine, exact, exact. Prima etapă. Prima etapă, cum ne așteptam, cred că... N-ai avut surprize? Nu. Culmea este că a fost o etapă, atât la nivel de play-off cât și la play-out, în care mai toate rezultatele, dacă nu chiar toate, au fost așa conform așteptărilor. Mai rar, în timpul sezonului regulat, o etapă, o rundă, în care surprizele chiar să nu apară. Deci nu ne-am abătut absolut deloc de la ce am spus săptămâna trecută când am discutat despre pronosticurile partidele au fost care... exacte, deci. Asta mi s-a părut și mie. Deci, Dacian, din păcate, fără surprize. Din punctul meu de vedere, că ar trebui... mi-ar fi plăcut să văd acolo două, trei surprize. E mai frumos campionatul. Să nu avem dreptate chiar tot timpul. Da, mi-ar fi plăcut, nu știu, să mai vedem și în CFR-ul cum se încurcă, nu știu. Etapa următoare. Să vedem. Pozitiv, ca de obicei, Ionel, poate etapa următoare avem parte. Atâta vreme când mai avem și alte șanse, nu? Dacă acum se termina, clar, asta era. Dar, cum întotdeauna la fotbal, meciul care urmează este cel mai important. Că la următorul, peste două etape, ne mai gândim, nu? Dar ce, ca antrenor, băi, peste două etape, că nu știu dacă mai sunt. Etapa următoare poate cuprinde, dar peste două etape... Haideți să începem și să vorbim despre prima partidă din play-off, CSU Craiova și FC Argeș. Un scor de 3-0 pentru formația din Bănie și o eliminare pentru cei de la FC Argeș. Nu știu dacă era neapărat o surpriză pentru cineva, deși cei de la FC Argeș au pus probleme Craiovei și cel puțin la nivel teoretic. Toată lumea se aștepta la o partidă mai echilibrată, spuneți voi, săptămâna trecută. Așa a fost în sezonul regulat, însă de această dată Craiova, care traversează o perioadă excelentă, 7 victorii una după alta, chiar acesta este cuvântul excelent, Craiova și-a impus punctul de vedere într-o partidă pe care a controlat-o cu autoritate. Argeșul a avut câteva absențe notabile și mai apoi l-a pierdut gest inexplicabil Dacian Varga și pe Iasmin Latovlevici. Nu cred că un jucător cu mare experiență nu are voie să facă o asemenea gafă. A fost discat acolo, nu de Gustavo, dar parcă reacția... L-a călcat acolo și a fost deplasată. Da, te mai în timpul meciului mai, să știi că se pune perdeaua neagră așa pe ochii. Așteptam și eram sigur că la prima întâlnire dintre cei doi, la Tovlevici îl cosește, cam ăsta este cuvântul, pe Gustavo. Ce termen plastic, Ionel. Așa la fotbal, la da. Și chiar așa s-a întâmplat, știi? Evident că jucătorul era conștient că dacă face gestul ăsta, pleacă repede la vestiare. Așa s-a întâmplat, nu l-a iertat pe Gustavo acolo. Da, dar și Gustavo a fost între ghilimele șmecher, așa, a știut să-l provoace. Și acolo când a băgat alunecare, Gustavo putea foarte ușor să-l evite, da, să nu calce pe el. La cam zgâria cu crampoarele pe față. Asta așa spun, știi? Adică și... acolo poți să eviți, dacă vrei poți să eviți, să nu-l calci. S-a supărat foarte tare tehnicianul Andrei Prepeliță pe Iasmin Latovlevici. Au și fost colegi cândva de echipă. Acum el este antrenorul. Iasmin este un jucător important, care să nu uităm a contribuit decisiv la calificarea Argeșului. Da, mai ales prin acel gol, prin acel gol și pasele din partida de la Botoșani. Dar acum nu l-a iertat deloc pe Latovlevici și spunea că va fi o amendă pe lângă suspendarea pe care o va primi de la Federație. Nu cred că neapărat eliminarea lui Latovlevici, ci deocamdată forța bună pe care o are Craiova în linie de atac, că am făcut diferența. Da, eu cred că și cu Latovlevici în teren tot pierdeau cei de la FC Argeș. Craiova a început acest play-off în forță. Au început acest play-off în forță și dacă mă întreb pe mine acum, cred că dintre toate echipele, cred că Universitatea Craiova o să acumuleze cele mai multe puncte în play-off. Și anunță noul obiectiv, Laurențiu Rechecanf, evident, la felul în care merg lucrurile acum, locul 2, final. Asta voiam să întreb. Și câștigarea Cupei României. Pare un culoar foarte, foarte bun la cum arată echipa acum, dar... Și discutam despre posibilitatea ca cei de la Craiova să fie pe locul al doilea, chiar și săptămânile trecute, când eram încă la nivelul de prospecțiune în ceea ce înseamnă locurile din play-off. Adică cu mult înainte, în săptămânile trecute. Arată bine, să-i țin acum și vedem că în ultima perioadă se cam adună rezultatele astea bune și, îmbucurător, nu, pe fondul unor evoluții de bună calitate, pentru că Dacian, Alice, chiar dacă sunt multe probleme de lot și acum la Craiova sunt câteva absențe, lotul este unul generos. Au un lot foarte bun, asta am vorbit tot campionatul, am spus de cei de la Universitatea Craiova, au un lot foarte bun.
și numeric și calitativ, un lot foarte bun și chiar sincer cred că merită să fie chiar pe locul 2. Mergem și vedem sâmbătă la Voluntari. Ce pot? S-a lansat o invitație, așa că trebuie a petrece sâmbăta împreună. Se vede pe la fața locului, Alice, ne dăm seama așa de la televizor. Și pentru că nu am noi Dacian, noi, da. Exact, să mergeți cu și să veniți înapoi în studio cu informații exacte de la fața locului. Dacă tot ai menționat de cei de la FC Voluntari, nu am apucat să-i vedem noi așa weekendul acesta pentru că au jucat în deplasare la Cluj o partidă cu CFR-ul, parcă toate partidele din acest weekend dominate așa de cifra 3, putem să spunem, un scor de 3-1 pentru cei de la Cluj. Locul 1 rămâne locul 1. Vorba colegului nostru Ionuț, au prins loc în picioare sau la geam. Dacă nu te-ai fi uitat la meci și ai vedea doar scorul 3-1, ai spune că CFR Cluj a câștigat fără drept de apel. Dar nu a fost așa. Să nu uităm că în minutul 68, ceva de genul 68-70, au egalat cei de la Voluntari și doar o execuție de finețe a lui Dac a făcut să se schimbe tabela și apoi să vină și golul 3. La 1-1, sincer, nu mă așteptam să nu mai marcheze, dar cum am spus mai devreme, doar o execuție de calitate a ți s-a părut capitanului. Scuză-mă că te-am întrerupt. Ți se pare că scorul nu a reflectat neapărat realitatea jocului din teren și că poate un scor de egalitate ar fi fost mai realist? Ținând cont că în prima repriză au fost mai echilibrat. Au avut și cei de la Voluntari, au avut 2-3 contraatacuri. CFR-ul a intrat greu în meci. Prima repriză, slăbuț. Slăbuț prima repriză. S-a văzut iar ochiul antrenorului, schimbările, flerul, nu? A făcut două schimbări foarte, foarte bune, cu gol, pasă de gol, adică... Când ai și acolo Dacian, jucător de această calitate pe banca de rezerve, parcă nici nu este prea greu. Și ne aducem aminte că la fotbal, spun cunoscătorii, că valoarea unei echipe se vede și după ce ai pe banca de rezerve, nu? Exact, exact. Acolo, dacă te uiți și e gol, întorci repede capul, la cine să mă uit? Nu, contează foarte mult. Contează foarte mult. Dan Petrescu chiar ține la treaba asta. Tocmai de asta, dacă v-ați uitat la toate echipele pe care le-a antrenat, a avut mereu, lui îi place să aibă un lot numeric, da? Și la el nu prea există titular și rezerve. Păi uite că din punctul ăsta de vedere m-a și mirat așa puțin, pentru că astăzi CFR-ul a anunțat un nou transfer, un jucător de la Zoria Lugansk, 26 de ani. Ce crezi că joacă respectivul dacian? Fundaș central. Încă un fundaș sub comanda lui Dan Petrescu, adică tot aduc. Au venit 4 jucători africani de 19 și 20 de ani din Gambia, din Mali, da. Care au și debutat la echipa a doua, în Liga a treia, au câștigat cu SCR Zala. Bine, dar spunea președintele de la CFR Cluj că nu, asta nu înseamnă că neapărat din campionatul viitor da, o să intre la echipa mare. Că sunt jucători tineri, da. Dar acesta de la Zoria Lugansk, transferat chiar astăzi, se pare că intră în calculele partide care urmează. 26 de ani, un jucător bine cotat cu partide jucate în Europa League, fundaș central și întâlnește defensiva. Oare să ne așteptăm la o plecare a fundașului central? Ai putea te gândi la Burcă, asta că... Mă gândesc? Unde îi mai aduci? Că tot vorbeam puțin mai devreme. Dacă tot ai... Locurile pare fi destul de ocupate. Sestor își termină contractul, dacă nu, cred că și-a și reziliat contractul. Da? Că îi fac mișcări bine gândite, nu sunt așa hazardate. Adică chiar nu prea stau bine la fundaș central. Dacă îmi permiteți o glumă, la începutul sezonului, când discutam cu antrenorii, cu președinții de club de la toate echipele din perioada de pregătire, ce mai e nevoie, ce ar trebui să mai aducă? Eu mi-aduc aminte că am făcut o mare listă, că toată lumea cerea un fundaș central și atacanți, dar cereau și fundaș. Nu? 100% cereau și fundaș. Atunci CFR-ul nu prea cereau fundaș, pentru că aveau un fundaș. Da, asta s-a parafat trecerea acestui jucător, 26 de ani, un fotbalist important de la Zoria Lugansk, cu partide jucate și în Europa League, de calitate. Se spune, campiona mută în continuare. Are cu ce? Are argumente, deși sunt probleme, se spune. Deși în perioada următoare am înțeles că va fi o injecție financiară din partea finanțatorului care va atenua așa anumite restanțe. Da, dar am auzit tot de la președintele clubului că o să și rezilieze cu mulți jucători. E lotul foarte mare, că costă foarte mult. Dacă o să rezilieze, nu știu, 2-3 jucători, îți permis să iei unul. Da. Tot faci o economie. Și tot nu are ceva acolo în buzunar. Exact. Din punct de vedere financiar, cred că cei de la CFR Cluj se vor descurca foarte bine și au toate premisele să găsească formula câștigătoare.
Aș mai adăuga, Alice, doar faptul că această partidă de la Cluj-Napoca a reiterat calitatea excelentă pe care o are portarul Mihai Popa de la FC Voluntari, un tânăr jucător cotat acum la 650.000 de euro pe Transfermarkt și care ar fi intrat fără doar și poate, clar în atenția celor de la CFR, să nu ne mirăm dacă în perioada următoare CFR-ul va face chiar o ofertă oficială pentru Mihai Popa, un portar aflat într-o plină ascensiune care apără meci de meci toate minutele de când a venit la Voluntari. Și așa cum am spus noi, la o vârstă enervant de tânăr. Da, dar vreți să spun ceva, îl ajută foarte mult și echipa, și apărarea. Linia experimentată acolo. Dar când ai doi fundași centrali cu experiență, te ajută foarte mult. Și laterali, Dacian la Voluntari sunt cu experiență. Asta spun. Dacă, și mijlocași central, toată zona dacă ar fi fost la o echipă, nu știu, gen să fi Clinceni, așa cu mingi, să fii la Clinceni, care mereu să te aperi, să nici nu ai, nu știu, la Gaz Metan, la un Dinamo, unde sunt probleme în defensivă, și deci spui că te ajută și conjunctura. Siguranță că te ajută foarte mult. Putem să trecem mai departe la următoarea partidă. Notă discordantă pentru formația câștigătoare, și anume FCSB. Un scor de doar 2-0, dacă a menținut magia sub cifra 3 cu Farul Constanța. Nu știu cât de mulțumită a fost formația lui Gică Hagi. Gică Hagi, în mod special, de acest scor și de evenimentele din timpul partidei. Dar mai departe, cred că părerea mea contează mai puțin spre deloc. Da, Gică Hagi chiar a părăsit la un moment dat interviul de după joc, foarte, foarte supărat, cătrănit chiar de ceea ce s-a întâmplat cu maniera de arbitraj. Chiar ne uitam puțin mai devreme din nou la relor. Penalti clar pentru Farul, la scorul de 0-0, indubitabil, și poate că soarta acestei partide se scrie altfel, deși Dacian și Alice față de partida trecută, meciul a fost acum mai altfel. FCSB-ul a fost în prim plan. Exact, asta vreau să spun. Ca și impresie generală. FCSB-ul a fost pe locul 1 și Farul Constanța pe 2. De unde diferențele sau cum ai comparat tu cele două partide? Pentru că am discutat și la FCSB-ul a controlat jocul din punctul meu de vedere din minutul 1 până minutul 90. Nu știu, parcă nici primul 11 al celor de la Farul Constanța parcă n-a fost așa strălucit ca în meciul trecut. Știu, dacă dădea penalti și marca acolo, soarta partidei poate putea fi alta. Plus, din punctul meu de vedere, mi se pare iar o mare greșeală de arbitraj la acea eliminare. Voiam să te întreb legat de arbitraj, pentru că... Galben, adică nu, eu unul n-am mai văzut până acum. Ai punctat de fiecare dată. Nu, n-am mai văzut, sincer. Două galbene la două faulturi făcute, nu știu, într-un interval de 20 de secunde sau... Am văzut după meci, tirada lui Gică Hagi era evident că era în vervă. După ceea ce s-a întâmplat așa și punea rezultatul și pe seama prestației arbitrului, evident să uita și la jocul echipei sale, care nu s-a ridicat de această dată la nivelul precedentului. Că atunci Dacian și Alice au avut 10 ocazii de gol. Farul a dominat clar Farul. Acum FCSB-ul arăta mult mai bine. De asta întrebam care au fost diferențele majore între două partide, între care nu a fost o perioadă de timp atât de lungă. Eu aș spune așa că FCSB-ul, care urmărește în continuare cu șansele mici care sunt nou, să fie acolo în preajma celor de la CFR, pe de altă parte Farul nu neapărat că și-a atins deja obiectivul intrând în play-off, dar poate că la nivel de jucători, meciul era mai decisiv atunci. Au privit așa puțin mai, știu eu... Da, Ionel, dar nu cred că la Farul Constanța poți să fii relaxat. Sunt convins. Atâta timp cât este Gică Hagi pe margine, este antrenorul echipei... Te sperii mai dacă te uiți. Asta spune, adică nu, cred că n-au fost... O zi mai slabă. Asta zic, n-au fost... N-a fost seara lor. N-am văzut niciunul să strălucească. Da, uite, spunea tu, Dacian Varga, ai avut curajul să dea. Spune că n-am văzut prin alte părți, că poate și Gică Hagi a făcut greșit echipa de start. Nu prea văd asta pe nicăieri, știi? Da, asta e părerea mea. Da, adică e important. Nu știu, din fotoliu așa am văzut. Că, nu știu, mi se păreau că... Te referi la faptul că oamenii nu emit genul acesta de da, am văzut întotdeauna, adică ne legăm de probleme de arbitraj. N-am văzut pe nimeni să spună, domnule, poate Gică Hagi de data asta n-a făcut echipa de start. Poate mai aproape de cum o vedea lumea, sau nu știu, el știe cel mai bine. Adică, de exemplu, Moldovan, din punctul meu de vedere, a fost inexistent. Da, deci eu am văzut, apropo de asta, Dacian chiar a fost întrebat de reporterul de la interviuri și Gică Hagi spunea, da, i-a venit rândul, prestațiile lui au fost bune până acum, de câte ori l-am băgat și era normal. A dat randament bun și i-a venit rândul să joace și... Acum a văzut că probabil încă mai trebuie să mai aștepte. Acum probabil o să stea iar pe margine, o să intre altul. Exact, și să demonstreze că... Mai dă un gol, mai... Da, până la urmă, astea sunt... Asta ce vedem noi, noi 90 de minute, dar Gică Hagi știe mult mai toată bine ca noi, pentru că îi vede toată săptămâna la antrenament. Poate l-a văzut pe Moldovan la antrenament foarte bine toată săptămâna și atunci e normal să-l bagi să joace. Da.
în timpul meciului n-a avut inspirație, a avut două ocazii. Dar vă și gândesc, Dacian, dacă se termina 1-0 pentru Faru cu penalti scos de Moldoveanu, toată lumea era încântată. Da, toată lumea era încântată. Asta a mai avut o ocazie. Final. A mai avut o ocazie. Tot la... Adică se întâlnește cu ocaziile astea totuși. Chiar dacă prestațiile nu sunt chiar foarte elocvente, se întâlnește acolo. Adică se vede care sare și piper de atacant așa, nu? Că altfel nu logică Hagi totuși. Sunt fer convins că are... Îl știm cu toții că mai ales el se pliază pe jocul celor de la Faro, o echipă care atacă, care pasează bine. Așa dacă îl duci la o echipă, adică nu-l vedeam, de exemplu, bine la Dinamo, o echipă care mai mult se apără. Care e greu. Mingea greu acolo, în fața. Exact, e greu pentru el. Nici nu, nu știu, e un atacant masiv, să zici, că să alerge cu fundașii... După el, exact. El e... mai fâșneț, mai acolo. Cu gleznă, așa? Exact, mai cu gleznă fină. Exact. Îmi place că cumva ați început să anticipați minutele pe care le vorbim pe fiecare partidă și eu sunt doar în calitate de moderator și vă las să vă desfășurați următoarea partidă din play-out de data aceasta. Uite că o să ne încurcăm de fiecare dată. Play-off. UTA Arad și Academica Clinceni, 3-0 pentru formația arădeană. Cei de la Clinceni nu cred că mai au un cuvânt nou de spus. De asta tocmai acum mă uit la tine, Ionel, și vreau să văd din nou atitudinea pozitivă vis-a-vis de formația din Ilfov. Păi, Alice, clasamentul stă mărturie. Academica respiră în continuare. Este lângă Dinamo acolo, după înjumătățirea punctelor. Poziția asta din clasament îți dă dreptul să speri în continuare. Câtă vreme matematic ai șanse, echipa s-a mai omogenizat puțin cu jucătorii care au fost aduși. Sunt ceva speranțe acolo. Matematic, dar din punct de vedere sportiv, dar ce părere ai despre calitatea sportivă, adică și despre punctul în care se află în momentul de față? Există... E clar că bătaia lor e cu Dinamo. Adică mi-e greu să cred că Academica Clinceni sau Dinamo o să facă multe puncte în play-out. Meciul decisiv cred că o să fie între ele. Și poate Dacian și Alice implicăm aici și CSM Ioveni, probabil. Asta voiam să întreb dacă include aici și pe cei de la CSM Ioveni. Eu îi văd mult mai legați, mai o echipă mult mai închegată de Ioveni decât Academica Clinceni sau Dinamo. Da, adevărat, dar dacă Ioveni pierde și cu Dinamo și cu Academica, situația se strânge radical. Dacă. E greu să cred la ce am văzut până acum, da. Mai ales, nu știu, în ultima etapă, da, prima de play-out, Academica n-a avut nicio șansă la Arad. Arăta mai bine UTA și de data asta față de meciul trecut, în care a marcat golul 2 pe final de partidă, mai pragmatici. Acum au început bine, Dacian, pe minutul 5 era 1-0, totuși. Asta spune, adică n-au avut nicio șansă cei de la Academica Clinceni. E greu să... De la vestiar era 1-0, cum spune. Când deja de la... vorba ta, când de la vestiar deja pleci cu 1-0, handicapul de 1-0, e greu să revii. Și mai ales și în background-ul cu care vii din restul campionatului, unde, din păcate, lucrurile chiar nu au stat deloc roz, punctele stau mărturie. Și cred că acolo sunt și niște probleme financiare, dacă cred. Nu mai știe nimeni ce probleme cred. Sunt. Cred. S-a învârtit un pic bulgărele de zăpadă. Nu știu cât o să suporte și străini. Nu, adică... am văzut William de Amorin chiar anunța unul din jucătorii importanței academicii și cred că e un jucător cu o calitate bună pentru campionatul din România. Spunea și el că așteaptă săptămâna trecută un semn, așa cum au promis conducătorii. Domnule, nu mai putem, nu mai suportăm, trebuie să faceți ceva. Și probabil că se va mișca ceva din punctul ăsta de vedere. Sau poate nu. Sau poate. Dar nu e obligatoriu. Să vedem partea bună. Poate da. Doamne ferește să nu fie... Pentru jucător, dar ce în primul rând? În primul rând, vedem pentru jucător, da. Să nu vedem un gaz metan 2. Ar fi păcat să vedem și la Clinceni. Putem să trecem mai departe și la partida dintre Chindia Târgoviște și FCU Craiova. Un scor de egalitate de 0-0 modest pentru ambele formații și cu câte un punct acasă fiecare. Spuneați mai devreme că da, meciurile vor fi foarte interesante în play-off, dar chiar și în play-out mi se pare că din ce în ce mai tare se văd în anumite diferențe. Da, din păcate Chindia, o echipă care marchează destul de rar și atunci când nu o face Daniel Florea, singurul vârf de atac de calitate a rămas acolo, după plecările lui Daniel Popa în Coreea de Sud până la urmă, nu în Tanzania, și Neguț care este la CFR, Daniel tot Popa. Tot sperai să fie Tanzania, cumva. Da, știam, vorbeam noi atunci. Deci dacă nu este Daniel Florea care marchează, din păcate Chindia nu are un alt om de gol și atunci nici nu primește, dar din păcate nici nu marchează. Cred că ăsta a fost obiectivul lor, dacă mă întreb pe mine, Ionel.
Să nu pierdă. Să nu primească gol, exact. Să nu pierdă. Dăm, dar nu primim, vedem. Atacanții zic, noi ținem de 0-0 în față, ține și voi de 0-0 în spate și și o înțelegere tacită. Da. Locurile 5 și 6 în momentul de față. Cred că și cei de la FCU, dacă mă întreb pe mine, dacă ei fi întrebat înainte a meciului, dacă ar fi semnat pentru un rezultat de egalitate, n-ar fi spus nu. Da, o echipă care s-a adunat destul de bine în ultima perioadă, FCU Craiova, și care astăzi a primit o vizită importantă la stadion Alice Dacian Varga. Cine crezi că a ajuns la stadion? Domnul Mititelu senior. Adrian Mititelu, care a fost învoit din penitenciar pentru că este ziua dumnealui, a primit o permisie de 3 zile. Și iată Dacian ce înseamnă patronul echipei de fotbal. În astea 3 zile în care probabil ai multe de făcut, nu? S-a dus și pe la echipă să-i asigure pe jucători că se vor rezolva anumite probleme, că sunt și acolo ușoare întârzieri. S-a dus la antrenament. Adică cred eu că gestul mi se pare foarte frumos. Oricum, este... el abia aștepta și el. Să... Da, sunt convinsă că era un lucru pe care l-aștepta și cu siguranță își dorea să meargă și să vadă ce se întâmplă. În definitiv, lăsând la o parte alte discuții, este munca dumnealui și trebuie respectată ca atare. Bani mulți băgați la mulți, echipă, mulți. Foarte mulți. Munca foarte trebuie respectată ca atare. Foarte frumos și... din partea dânsului că și-a făcut puțin timp să meargă și la bine, echipă. Cred că dacă prindea în zilele astea și meci, era la meci, fără doar și poate, dacă siguranță, siguranță, timpul. Siguranță, dar... siguranță îl vedeam în... În tribună. E, parcă vedem acum, știi, glumim puțin că bate Craiova etapa următoare și vizita finanțatorului a fost importantă. Imboldă pe care l-a dat prezența dumnealui. Bine, că jucătorii ce așteaptă. Vestea aia, domne, hai că vă plătesc mâine, măcar un salariu. Hai că... Nu cred că interesează de tare latura personală. Și asta, cred că jucătorii străini, Alice, în primul rând, ei sunt mai interesați de partea asta. Eu cred că apreciază efortele pe care un om de genul ăsta le face. Dar ei trebuie să uite repede în conturi. În dacă mai puțin te interesează și... viața personală a cuiva și ce se întâmplă, cât tu ești la locul de muncă și până la urmă să faci jobul așa cum poți mai bine. Că vorbim despre fotbal, că vorbim despre orice altceva. În definitiv, ești angajat, nu? Și, dar foarte frumos din partea dânsului și să sperăm că se bucură de cele 3 zile. Putem să trecem mai departe sau mai e ceva de completat la această partidă? Scor dar modest, ce mai vrea să spună ceva de Craiova? Că arată mai bine, arată mai bine sub comanda lui Napoli. Mult mai bine. Mult mai bine arată sub comanda lui Napoli. Eu acum nu știu care sunt cerințele acolo. Ce am mai citit prin presă că ar vrea deja să prindă o cupă europeană, să se bată pentru o cupă europeană, adică să ajungă în play-out să joace acel baraj și după aceea alt baraj cu o echipă. E un vis prea îndrăzneț? Eu zic că din punctul meu de vedere, în momentul de față, da. E o distanță de eu aș vedea să se sudeze prima oară, să facă o echipă bună și abia la anul să încerce să facă pasul ăsta. Eu zic că totuși ai câteva rezultate bune și deja iar încep să visez așa să visez. Foarte mult. Exact. Da, pe de altă parte, iată că una din mișcările importante atunci când schimbi un antrenor, așa cum a fost la Craiova, venirea lui Nicolo Napoli, privit cu multă reticență de foarte mulți, comentat, iată că, din fericire pentru cei de la Craiova, lucrurile au mers bine. Chiar foarte bine. S-a văzut o schimbare numai în bine. În toate meciurile am văzut. S-au grăbit un pic cu afirmațiile. Chiar se vede mâna antrenor, pentru că sunt aceiași jucători. Exact. Nu? Da. Adică nu ai ce să spui, a venit antrenorul cu 10 jucători. Sunt aceiași jucători. Da, deci da. E clar că este meritul antrenorului. Revin la scorurile dominate de... Parcă s-a întâmplat ceva. Toată lumea a vrut 3 puncte, toată lumea a dat 3 goluri. Nu știu ce a fost cu etapa aceasta. Șep și cei de la CS Mioveni. 3-1, aproape că nici nu trebuie să mă mai uit pe scoruri ca nu cumva să le greșesc, pentru că toate arată similar. Formația din Sfântul Gheorghe adună 3 puncte acasă și cu siguranță lucrurile sunt mulțumitoare. Noi tot comparăm cumva în adâncul sufletului cu ce a fost sezonul trecut, dar trebuie să ne detașăm de asta și să vedem prestația lor în momentul de față. Da, n-a fost deloc ușor pentru Șepși. Miovenul a dat din nou o replică foarte, foarte bună și chiar echipa lui Cristiano Bergodi s-a impus pe final de partidă, când în sfârșit Dacian Varga și Ali s-au găsit atacantul pe care îl caută de multă vreme, Alex Tudorie. Însă eșecul, din nou aici, se pare că au fost probleme de arbitraj. Eșecul și scrisoarea. Cei de la Mioveni, Alice, astăzi au trimis o scrisoare deschisă în care amendează din nou ceea ce s-a întâmplat în acest campionat la nivel de arbitraj cu CS Mioveni și erau toate meciurile acolo în care greșelile de arbitraj au luat puncte importante de la o echipă care, spuneam, Dacian se afundă încet, încet. Diferența acum față de Dinamo și de Academica nu mai este foarte mare. Și două eșecuri adunate... Eu zic că e foarte mare. Nu, sunt 6 puncte doar. A, tu spui fotbalistic. Dar se poate întâmpla orice. Uite, un eveniment din ăsta de arbitraj, ai pierdut meciul.
important trebuie să câștige și cei de dedesubt. Da, dar adică, trebuie să nu mai pierzi nici tu, totuși. Tu dacă pierzi și pierzi și ele... Da, nu poți să mergi numai pe premiza asta. Că uite, meciul direct Dacian te poate învinge Dinamo. Care-i problema? Te mai bate și Academica și ai ajuns acolo. Tremuri. Da, radical Lionel pe ziua de astăzi. Nu ți se pare Dacian? Da, da. El... Logic, da, se poate întâmpla să te bată Dinamo, să te bată... Exact. Posibilități există în ambele sensuri. Exact, din să te bată sens. Dinamo, să te bată Academica Clinceni. Da, ținând cont că ei au avut 1-0, da, și cei de la Sepsi au avut 11 metri pe care l-au ratat din capitanul de echipă acel care ratează Mitrea foarte greu. Da? Se întâmplă, se întâmplă. Și au întors cu greu rezultatul. Totuși, după minutul 70, dacă mi-am... Cam 80, bine, adică, 78. Două goluri marcate de Tudor, adică... Greu, greu. Dar una peste alta, bine că au câștigat cele 3 puncte. E greu de bătut Sepsi acasă. Sepsi joacă mult mai bine acasă, da, decât în deplasare. Are două partiduri diferite. Exact. Zici că sunt două echipe. Una e când joacă în deplasare și una e când joacă acasă. Și nu face foarte multe schimbări diferență în echipă de la o partidă de la alta, dar abordarea din deplasare este una mai lejeră, așa, da, parcă. Exact, asta vreau și eu să spun. E diferență între meciul când joacă acasă și meciul când joacă în deplasare. O partidă cu foarte mult interes pentru fani a fost și cea dintre Rapid București și Dinamo. La fel, un scor de 3-1 pentru formația giuleșteană. Despre Dinamo nu putem să vorbim, nu-i așa, de aceea că nu e Cristi aici. Ba da, putem să vorbim. Putem să vorbim, nu mai contribuim la starea lui de bine sau de rău. Putem să ne luăm de el, facem să plângă, sărac. Aici, Dacian, dacă vorbeam de partida trecută în care era 1-0 de la vestiar, aici putem să spunem că era 1-0 de la autocar, nu? Că minutul 8 era 2-0 pentru Rapid. Asta vreau. Cam să așa ceva. Dacă n-ai prins începutul... Și n-ai văzut schimbarea de scor. Puteai să pleci acasă, vedeam minutul 10, 2-0, gata. Tabela, 2-1 repede acasă. După aceea. Morar a marcat și el și dăduse un pic de culoare partidei atunci, măcar ca și scor. Dar așa ca prestație... Portar, lasă-mă să spun de acel portar, ferească Dumnezeu, că nu l-aș pune. Cu tot respectul pentru el, nu știu, nu, nici dacă aș merge, nu știu, să joc cu prietenii, nu l-aș chema acel portar, sincer spun. Deci Dinamo s-a curățat cu portarii de acest campionat de foarte, foarte multe ori. Adică, nu știu, să-ți tragă de la 30 de metri un șut cu latul. Cred că dacă erau toți trei în poartă, era mai bine la Dinamo. Ionel, dacă te puneam în poartă, crede-mă că îți venea mingea în cap. Tu, dar aș vrea să te întreb. L-ai filat la o altă, nici la o altă competiție, serios, adică nu l-ai filat. N-ai cum tu, ca portar, pe mijlocul porții, tu să-ți alegi un colț și după aceea să te întorci. Nu, aș vrea să te întreb la execuția, pentru că am tot urmărit-o a lui Bălan, șutul ăla lui Adrian Bălan, experimentatul atacant de la Rapid. Cum s-a dus mingea acolo, Dacian? Că totuși mi s-a părut că a luat o traiectorie ciudată chiar în fața portarului. N-a luat pe mijlocul porții, Ionel. Și a cotit un pic așa. Hai, mă, să fim serioși, nu știu. Parcă așa a apărut. Dacă puneam pe colega să stea în poartă și se ferea și dintr-o dea mingea. Și din greșeală, exact, tot serios, scoteam, nu? Da, n-ai ce uitam, crede-mă, doar de ferici. Serios, strigător la cer. M-am uitat la toate relorile și urmăream atent felul în care a lovit mingea Bălan. Mă uitam așa să văd, bă, cu interiorul. Cum a luat mingea azi? Băi, a lovit-o, nu. A lovit-o gen Cristiano Ronaldo. Nu? Cum dădea în tinerețe Cristiano Ronaldo loviturile libere. Dar a dat pe mijlocul porții. N-a fost vreun șut puternic. S-a întins, a pus, dar pentru ce să te duci în stânga? A atins-o. Șut pe mijlocul porții. Adică tu-ți alegi un colț de la 30 de metri? E strigător la cer, nu ai cum așa ceva. Vorbim de un portar cu experiență totuși. Că dacă era un portar foarte, foarte tânăr, are 31 de ani, Figueiredo, și chiar a apărat în cariera lui la câteva echipe importante. Serios, dar a apărat foarte bine, nu înțeleg de ce l-a schimbat. A apărat foarte bine la zi, cum îl cheamă, portarul de rezervă, Eșanu. Păi a venit alt antrenor. Păi da, a apărat foarte bine cu CFR-ul. Nou la antrenor, a zis că poate e mai indicat. Săracul, dacă nu era în poartă cu CFR-ul, păi cred că se termina 7-8. Serios, adică, nu știu, băi, nu te uiți și tu la meciuri, adică... Așa, Ionel, enervează-l pe Dacian, că nu, deci mi se pare eu îmi dau seama, de nivelul cât ești de nervos în momentul în care mi te adresez cu colega și după aia, dacă ești foarte nervos, Alice, și atunci când mi-ai zis Alice, gata. M-aș fi pus eu în locul celor
unui jucător de la Dinamo. Nu Saler să-mi dau viața 90 de minute. Nu l-ai fi luat nici măcar la altă competiție care îți place ție mult? Ce? Sărac, n-ajunge la finish. Dar Cian, mă gândesc așa. Deci Dușan Urin, junior care a revenit pe banca lui Dinamo, a gândit în felul următor. Mă, jucăm cu Rapid, o echipă mai puternică ca noi și aș avea nevoie de un portar cu experiență. La asta cred că s-a gândit, fără doar și dar poate. A făcut multe greșeli, a făcut multe greșeli. Deci astea, de când a venit la Dinamo, a făcut multe greșeli. El cred că nici nu fi avut timp să evalueze foarte, foarte exact. Știi, pe Eșanu știai. Înaintea partidei. Îl știai pe Eșanu. Înaintea partidei, el nu semnase contractul cu Dinamo, Dușan Urin, și încă nu era foarte clar că stă pe bancă. La ce nebunie Ștefan cel Mare a venit Dorin Șerdean, pleacă Iuliu Mureșan, a venit aici Dorin. Nu are treabă cine e președinte, cine e patron, cine e masior, cine când intre acolo pe gazon, chiar nu mai ții. Nu, eu spun, da, antrenor, că în toată nebunia asta, probabil a zis, băi, ăsta, portarul cu experiență, cred că ar fi mai indicat acum. S-a înșelat, probabil că în partida următoare deci, crede-mă pe cuvânt, adică nu mi-a plăcut niciun meci în care a jucat la Dinamo. Mai bine las pe Șanu, e de la Dinamo, e tânăr. Chiar dacă gafează și el, mă, dar măcar lasă-l acolo, nu știu. Dar ori aduci unul foarte bun. S-a încins atmosfera la noi în studio, suntem pe timp, după cum foarte bine știți. Și haide să te enervezi în continuare, de aceea și pe scorul de 5-0 dintre Botoșan și Gazmetan. Gazmetan, feblețea ta din acest sezon, care, din păcate, mi se pare așa că ai un flair vis-a-vis de afinitățile cu echipele de fotbal. Mă gândesc la copiii de la Gazmetan săraci, nu știu, auzeam la altă emisiune că spunea un mare fotbalist că e bine pentru... Pentru cei de la Gazmetan, copiii, că au meciuri, că joacă în Liga 1. Cu ce te încântă? Joci în Liga 1 și iei 5-0, 6-0, atingi mingea de 6 ori, 5 ori, ce poți să faci? Păi uite, Dacian, la un astfel de meci în care clar învingătoarea era scontată de la început, cine crezi că ia cartonaș galben? Marius Corăitoru. Al nu știu câte la cartonaș galben în această ediție de campionat, este campion tehnicianul echipei din Botoșani și acum era nervos pe arbitri, pe jucătorii lui. 5-0, nu avea cum să scape fără cartonaș Marius Corăitoru. Este evident în continuare supărarea foarte mare la Botoșani că echipa n-a prins play-off-ul. Normal. Și probabil că de aici această tensiune care există. Omul tratează meciul, indiferent că joci cu Gazmetan sau că joci cu FCSB, CFR, omul tratează... La fel. Vrea să... Ce a făcut în curs săptămânii, să pună în practică elevii lui, să pună în practică sâmbătă sau duminică când joacă, în weekend. Adică mie mi se pare normal cum reacționează. Da, știu, dar mă gândesc la nivel de arbitraj totuși, o partidă pe care o controlai autoritar și acum să te cerți, bine, face parte din ADN-ul, că a primit vreo 12 cartonașe galbene în acest sezon, dacă nu mă înșel. Marius Corăitoru este clientul... Credeți, vedeți o diferență între Corăitoru și Dan Petrescu? Credeți că Dan Petrescu, dacă juca cu Gazmetan acum și era 5-0, da, la fel. Credeți că stătea liniștit pe bancă? Da, mă gândesc totuși că și arbitrii între Dan Petrescu și Corăitoru, cred că pe Dan Petrescu l-avertizează mai rar, totuși. Ținând cont și de numele lui. Pe Corăitoru, care e și foarte exuberant așa, eu am și văzut o partidă de genul ăsta și, credeți-mă, a fost spectacol total. Marius Corăitoru cu arbitrul de rezervă Andrei Antonie. Deci, Alice, spectacol total. Îi spunea arbitrului, mă omorâți, aici, pe bancă, voi. Dar câte și mai câte pe parcursul partidei. Spectacol era acolo cu Marius Corăitoru. Bun, dacă am încheiat partidele care s-au desfășurat weekendul acesta, putem să trecem pe ultimele 10 minute și să stăm de vorbă și despre ce se întâmplă la Liga a doua. După cum bine știți, colegii mei, Ionel aici de față și Robert Gherghe, au avut un weekend prelungit, aș putea spune. Ionel, povestește-ne un pic. Da, în primul și în primul rând am transmis partida de Liga a treia, prima din acest sezon. FC Voluntar 2 a trecut la scor de CSM Oltenița. Și cu siguranță, nu neapărat că este Dacian aici, dar cu siguranță, dacă juca la CSM Oltenița, am văzut vreo 3 jucători acolo, vreo 40 și cam așa, vreo 2 metri stânga, 2 metri dreapta. Eu cu respectul pentru jucătorii ăia, dar sincer, nu văd o echipă de genul ăsta de Liga a treia, de ce să apeleze la astfel de oameni, măcar introduc niște jucători tineri de la care poate am ceva. Poate nu aveau, Ionel. Poate nu aveau acei jucători tineri. Erau 4 pe banca de rezerve. De care poate acei 4, poate erau sponsori la echipă. Poate aduceau și niște bănuți. Erau 4 rezerve, dintre care unul era și președintele, dacă nu greșesc. Atunci, sunt pe ultimul loc, au doar 4 puncte. Dincolo însă, FC 2 Voluntari, iată ce înseamnă o echipă satelit, a adus jucători de la prima echipă,
care și-au făcut foarte bine treaba. Alexandru Ilie și Antonio Stan, doi tineri jucători, au marcat și spunea Dinu Tudoran că este foarte mulțumit de felul în care vin jucătorii de la prima echipă, pentru că ei își fac foarte bine datoria, vorbind doar de jucători tineri, asta este clar. 8-0, Alexandru Ilie o dublă, Iulian Badea o dublă, Alexandru Munteanu o dublă, Mihai Anton și Antonio Stan, marcatorii unei partide fără istoric, 8-0 pe terenul sintetic, dar credeți-mă că era un frig. Doamne, făceam și eu ca jucători acolo la comentariu, în picioare. Am scos-o la capăt până la urmă. Ne bucurăm foarte tare. În ceea ce privește Liga a 3-a, poate vom mai avea surprize, dar la Liga a 2-a au fost tragerile la sorți luni, în ziua de luni, și avem aici echipele care merg în play-off și în play-out. Și spune-ne, Ionel, un pic cum vezi acest play-off. A fost nebunie Alice și Dacian Varga aici sâmbătă, în care am acordat noi, să spunem așa, biletele pentru ultimele două locuri de play-off. Echipa care pleca practic cu șansa ultimă, minuscula Dacian Varga, Unirea Slobozia, incredibil, a prins un loc de play-off. Da, Adi Mihalcea. Haideți să le citesc întâi echipele care fac parte din play-off-ul Ligii a 2 și mai departe, cu, direct de la fața locului, nu-i așa, comentariile din weekend. Cei de la Petrolul, Universitatea Cluj, FC Hermannstadt, CSA Steaua, Concordia Chiajna și Unirea Slobozia. Da, Alice, primele patru echipe erau deja calificate înainte de ultima etapă. Era vorba Se dau liniștite. Era vorba de trei echipe care luptau pentru două locuri. Favorita era clar Cixereda Mercureaciu, care evolua acasă cu FC Brașov. Victoria îi trimitea pe jucătorii lui Vali Suciu, Vali Suciu antrenorul la acel meci, în play-off. Automat, nu mai contau celelalte rezultate. Incredibil să spun așa, au dominat clar cei de la Cixereda, dar mingea de cele mai multe ori n-a vrut să intre în poartă. Au condus cu 1-0, a egalat Brașovul. Atenție, Dacian și Alice, a prelungit meciul cu vreo 7 minute, a arătat arbitru, cred că a fost vreo 10 cu totul. Până la urmă, Cixereda n-a reușit să marcheze. Supărare foarte, foarte mare acolo, și am vorbit cu Zoltan Sondi după partidă. Era foarte cătrănit așa și spunea, domne, reproduc așa plastic. Zice, am văzut că au luptat cei de la Brașov cu o ardoare incredibilă. Acum două săptămâni aveau bani de apă, iar acum au stat la un hotel de 4 stele, evident. Și au bătut, au fost egal, da? 1-1. A ratat Cixereda. La Buzău, într-o partidă care a dus 8.000 de spectatori pe arena din Buzău, FC Buzău Concordia 0-1. 8.000 de spectatori? Da. Intrare liberă. Și la Slobozia 1-0. Slobozia învinge pe Ripensia și câștigă in extremis locul de play-off. Iată câtă lume s-a strâns. Intrare liberă a fost. La Buzău. Dar Slobozia, dacă nu câștiga, scuză-mă, Alice. Dacă nu se califica. Deci rămânea în continuare Cixereda. Chiar dacă o făcut. Da. Deci Slobozia trebuia să câștige. Da. Aflăm și programul primei etape de play-off și avem FC Hermannstadt și Unirea Slobozia, prima partidă, Concordia Chiajna, CSA Steaua, Petrolul și Ucluj. Partide destul de interesante și destul de dificile. Haideți să un pic să le luăm pe rând, dar foarte, foarte pe scurt. Pe la Petrolul Cluj este un derby autentic, cu siguranță vor fi poate 10.000 de spectatori sâmbătă seara la Ploiești, meciul care o pune cele mai autorizate echipe să intre în Liga 1. Petrolul nu traversează chiar o perioadă bună ca și joc, Cluj doar arată, de aceea îmbarcă foarte bine în primele partide din acest sezon, arată bine echipa lui Eric Lincar, va fi un meci de care pe care, cum îmi spunea ieri. Dar crezi că dacă Petrolul Ploiești câștigă meciul contra celor de la Universitatea Ia o opțiune serioasă? Da, are o distanță deja de 7 puncte în acest moment și probabil că dacă învinge Clujul în linii mari, 90% echipa e promovată. Deci așteptăm să vedem ce se va întâmpla. Bine, cred că este un derby, nu? Da, clar. Ligii a doua. Locul 1 cu locul 2. Locul 1 cu locul 2. Haideți să citim și grupele, da? Grupa A de play-out, cei de la Cixereda, Metaloglobus București, ACSM Politehnica Iași, CSC Schellenberg, iată despre care și vorbeam sezonul trecut, Politehnica Timișoara, Dunărea Călăraș și Dacia Unirea Brăila. În prima grupă au și următoarele partide, Poli Timișoara și Dunărea Călăraș, CSC Schellenberg și Politehnica Iași, Dacia Unirea Brăila și Metaloglobus București. Ce părere ai, Ionel, despre aici ultimele două echipe retrogradează direct și pleacă cu punctele pe care le au acum. Dacia Unirea Brăila și Dunărea Călăraș au șanse minuscule. Vor retrograda. Rămâne doar aici următorul loc de deasupra lor, care va da baraj cu locul asemănător din cealaltă grupă. De actualitate, doar această dispută este foarte importantă. Cine va fi acolo? Dacia Unirea Brăila și Dunărea Călăraș, din păcate pentru ele, vor părăsi Liga a doua. Și că menționai și de cealaltă grupă, grupa B din play-out, de să citim, FC Buzău, FC Unirea Dej, Ripensia Timișoara, Viitorul Pandurii, FC Brașov, Unirea Constanța și FC Astra. Da, iar aici exact Astra, care este într-o situație dramatică, minus un punct. Ce ar fi crezut?
minus un punct după turul de campionat foarte, foarte bine și problemele financiare. Cred că Unirea Constanța. Unirea Constanța și FC Brașov, adică FC Brașov tremură pentru locul de baraj. Aici este disputa între Unirea Constanța și FC Brașov, care va prinde barajul dintre cele două echipe, cu un avantaj, dacă nu greșesc, de 3 puncte acum pentru FC Brașov. Imediat spun, 14 puncte au în momentul de față cei de la FC Brașov. Și Unirea? Și cei de la Unirea Constanța, 11. Da, deci 3 puncte. Va fi o luptă echilibrată pentru evitarea locului direct retrogradabil și pentru a merge la baraj. La baraj. Să rămână la baraj. Au și partidele din această grupă, grupa de play-out. Ripensia Timișoara, FC Brașov, FC Buzău versus Viitorul Pandurii și Unirea Constanța versus Unirea Dej. Deci mai avem un pic de așteptat. Da, Unirea Dej, o revelație, oricum va fi o etapă la finele săptămânii, prima din play-off și din play-off, după care campionatul se întrerupe vreme de 2 săptămâni. Așa se întâmplă acum și la Liga a doua, este întrerupt și la Liga 1 pentru că urmează primele acțiuni ale echipei naționale cu Edi Iordănescu pe banca tehnică și ne vom întoarce după săptămâna asta abia pe 2 aprilie cu o nouă etapă, a doua din play-off-ul și play-out-ul la Liga a doua. Ce săptămâni obositoare, am putea spune, din toate punctele de vedere în fotbalul nostru. Nu? Da, e bine că se joacă nimeni, săptămâna okay. asta. După aceea ne axăm pe Liga 3, când campionatul de Liga 1 și Liga 2 va fi întrerupt. Și echipa națională. Și echipa națională, da, la fotbalul mic, spuneam. Adică, dacă nu avem Liga 2, merge la Liga 3. Dar spune puțin de Polia și n-au avut nicio șansă? Adică să prindă un loc de... No, n-am urmărit Liga 2 și nu... Nu, Politehnica aici nu avea nicio șansă, indiferent de rezultatul partidei cu Astra. Este o echipă care chiar astăzi a anunțat un transfer important, Floriano Vanzo, un jucător internațional pentru stagiunea următoare. Ei anunțau Dacian și Alisa. Am și văzut foarte mulți antrenori, inclusiv Cristi Pustea de la FC Buzău, care spunea, domnilor, pentru noi, în ciuda faptului că au fost 1000 de spectatori, nu este o dramă că am ratat prezența în play-off, pentru că, atenție, obiectivul meu ca antrenor în contract era locurile 1-10. Adică antrenorii cu mare experiență reușesc așa să acopere puțin. Nu se spune, domnule, am venit aici să duc echipa în play-off, clar. Nu, locul 1-10, locul 1-12. Dar am văzut și acolo în Liga 2, am văzut la Buzău cu Chiajna, am văzut o mare greșeală de arbitraj. Au avut penalti evident cei de la FC Buzău, da. Exact. Și culmea este că dacă Buzăul egala, ambele echipe, FC Buzău și Concordia, mergeau la braț în Liga, în play-off. Iată că nu s-a întâmplat acest lucru. Și nu mai mergeau... Nu mai mergea Slobozia. Și mergeau împreună, dar Buzău n-a reușit să marcheze. După ce au marcat cei de la Concordia minutul 5, a fost acolo o greșeală, Paul Batin pe spate, așa a reluat cu capul, a greșit portarul de la Buzău, au fost capitanul, am văzut, o centrare foarte bună, foarte bună din partea stângă. Și raportarului. O greșeală a portarului, da, și Batin... Ai văzut cum a dat așa pe spate, l-a lovit mingea, și a intrat în poartă. Supărare mare, oricum, acolo, 8.000 de spectatori, o cifră incredibilă. Da, și eu am admirat când ai spus... Cred că erau de genul acesta de numere la Buzău, când eram eu mică și când veneau echipe mai mari, mi-aduc aminte de Când era Buzău în Liga 1, cred, sau, nu? Cu bunică și cu... Cred că atunci și când s-a dat drumul la nocturnă s-a luat curentul în tot orașul. Mai mergea doar nocturna de la stadion și s-a luat curentul tot orașul. Oh, mi-aduc aminte, Alice, de o partidă... Cred că doar atunci mi-am amintesc. De FCM Câmpina la Buzău, începuse bine, era Fane Nanu, prietenul nostru, antrenor la FCM Câmpina, începuse bine Câmpina. Băi, și erau vreo 8.000 de spectatori când au început acolo în stadion Buzău, ai noștri s-au speriat. A marcat Salih Jaber de două ori cu capul și a întors soarta partidei, Buzăul câștigând. Stadionul fiind așa, deci fără pistă, nu, și bine populat, se aude foarte bine acolo. Și chiar lumea are dragoste de fotbal, dovadă că acum au fost alături de echipă. Intrarea a fost liberă, într-adevăr, dar 7.000 de spectatori la un meci de genul ăsta în Liga 2. Chiar și cu intrarea liberă, totuși, frig afară, oamenii au chiar multe alte lucruri de făcut. Afară, adică tot și dacă nu mă înșel, vremea nu a fost acolo... chiar cea mai frumoasă. A fost rece. Și nici nu e vreun stadion, wow, să spui, mamă, e un stadion frumos, adică... Au contribuit, probabil au făcut ceva renovări la el, din câte am văzut eu, din exterior, din interior, nu știu. A mai fost, dar uite, legat de Liga 2, nu a mai fost de când era mică. Conducătorii încearcă să asigure condiții foarte bune. Comunal Celimbăr se mută acum la Râmnicu Vâlcea pentru partida cu Politehnica Iași. Jucătorii s-au plâns conducerii că terenul de la Avrig, pe care joacă, este foarte prost, iar conducătorii, adevărați, ce au zis, domnule, hai să ducem echipa undeva unde terenul este mai bun. Și au mutat meciul cu Politehnica Iași la Râmnicu Vâlcea. Acum vom vedea replica jucătorilor. Acum nu mai au scuze. Nu mai au nicio scuză, mai bine rămâneau acolo pe teren. Și mai găseau câte o scuză, nu e așa? Ne-a sărit, nu e terenul bun, e moale, e tare. În ceea ce privește formațiile care se bat pentru un loc în Liga 1, Ionel, pare că cei de la Petrolul au locul asigurat?
Nu, depinde foarte mult. Petrolul are 3 partide decisive acum. Spuneam de meciul cu Universitatea Cluj de sâmbătă seara, 17:30, pe Ilie Oană. Vine partida cu CSEA Steaua, o echipă care nu are drept de promovare, dar care cu siguranță va juca un rol important în acest play-off. Și mai apoi, să arbitreze ar putea arbitra, da? Și mai apoi un alt meci, la fel, poate caracter decisiv, cu cei de la Hermannstadt. După aceste 3 etape, Petrolul poate pune șampania la rece sau, în caz contrar, lupta se echilibrează teribil dacă rezultatele nu sunt în favoarea Petrolului. Mă uitam acum că cei de la Ucluj au 42 de puncte, iar cei de la Hermannstadt 41. Deci lucrurile sunt totuși foarte apropiate. Da, să nu uităm, Alice, că promovează primele două echipe, adică ambele prime două locuri sunt... Și următoarele două locuri o să joace baraj cu... cu locurile din da, Liga 1. Fiecare vrea de aceea în primul rând, să te duci fără baraj. Te duci direct în Liga 1, locul 1, locul 2. Da? E greu la baraj. Adică anul trecut a fost, cred că, singura dată când da, o echipă de Liga, nu? Când Mioveni... Cel puțin de când... Da, uite cum arată acum Academica și Dinamo. Cred că formațiile care sunt Concordia și Clujul, s-au spus, sau Hermannstadt-ul, și ar face ceva speranțe la meciurile de baraj. Crezi? Păi cred, cum să nu. Cred. Mi-o zic că e greu totuși. Vin din Liga 2 și când joci cu Dinamo... Păi atunci când joci cu Dinamo, cum spuneam un conducător, zice, domnule, echipă de genul ăsta, dar bine, vorbea de CFR, nu de Dinamo. CFR-ul, cum mai vorbeam noi. CFR-ul este echipă puternică atât pe teren cât și în afara lui. Impune respect din toate punctele de vedere. Puternici. Așa probabil că zici tu, dacă joacă Clujul cu Dinamo, cine știe... Dar nu văd chiar așa echipe așa puternice în Liga 2. Ok. Se bat la promovare, dar sincer nu văd. Adică nu vezi pe niciunii dintre n-aș ei. N-aș vedea în afară de cele de care exact, celor în afară de cele de două de care intră direct în Liga 1, sincer la baraj indiferent cine ar juca, nu cred că ar putea să facă față cu echipa în Liga 1. Mai avem până acolo. Deci în el vedem, bineînțeles, și sâmbătă în emisiunea voastră ce se mai întâmplă, nu? Evident, sâmbătă avem din nou 5 partide în direct, emisiunea eu și Robert aici, și vreme de 3 ore și jumătate. De această dată revenim, dragi prieteni, la ora oficială 11, pentru că ne-am mutat, Alice, sâmbătă la ora 2, pentru că peciurile au fost după amiază de această dată. Și revenim sâmbătă la ora 10:30, începe emisiunea, de la 11, 5 partide în direct. Din păcate pentru noi și pentru dumneavoastră, cu siguranță, doar jocuri din play-out. Asta este. Alți colegi sunt mai norocoși și au 3 ore, dar noi, din păcate, doar una singură. Mulțumesc, dragilor, pentru prezență în studioul Metropola TV. Timpul nostru a ajuns la final. Ne revedem și mâine, tot de la ora 17. Rămâneți cu Metropola TV!